Salutare! Bine ați venit la T-România! Eu sunt Alex și astăzi o să vorbim de ce a decăzut Duel Masters în România. Dacă ați copilărit la începuturile anilor 2000, poate vă aduceți aminte despre un anime ce era difuzat pe Cartoon Network și vă aduceți aminte și de acest intro. Acest anime era numit Duel Masters, unde povestea se centra în jurul lui Shobu Kirifuda, un puști ce voia să ajungă maestru Kaijudo. La acest joc numit Duel Master, cu o premisă foarte interesantă, acest anime și-a făcut debutul prima dată în Japonia, iar la 2 ani distanță a fost difuzat și în Statele Unite. Ca să înțelegeți de ce a decăzut Duel Masters, trebuie să înțelegem un pic istoria acestui anime. Inițial, seria Duel Masters a apărut în Japonia, sub forma unei manga, în anul 1999, și primele volume au avut un succes răsunător, vânzând peste 4,5 milioane de copii, iar după acest succes, seria manga a fost transformată într-un anime, fiind lansat pe 2 octombrie 2002 în Japonia și într-un TCG, adică un trading card game, unde puteai să cumperi, să colecționezi și să vinzi cărțile respective, încercând să monopolizeze această piață, chiar dacă în aceeași perioadă un alt anime, și anume Yu-Gi-Oh, era mult mai popular în restul lumii. Ba chiar mulți au considerat că Duel Masters este un rip-off al seriei manga Yu-Gi-Oh. Jocul de cărți Duel Masters este un joc dezvoltat de către Wizards of the Coast în America și el se vindea chiar și în România. Acum nu mai știu dacă erau cărțile originale sau dacă erau niște fake-uri, cum a fost și cu Yu-Gi-Oh, încât găseai cărțile peste tot în România. Și îmi amintesc că în aceeași perioadă Yu-Gi-Oh se vindea cu 2,50 lei un pachet, iar Duel Masters era 2 lei, dar erau mai puține cărți într-un pachet. Țin minte că când am mers la școală, puteai da la schimb foarte multe cărți Yu-Gi-Oh pentru câteva cărți Duel Masters, fiindcă era mult mai rar să cumperi cărți Duel Masters. Dar după un timp au început să fie mult mai accesibile și puteai să-ți cumperi chiar pachete întregi de Duel Masters. Datorită popularității din Japonia, a fost lansat și pe 5 martie 2004 în Statele Unite. Deși are multe asemănări cu Magic the Gathering, Wizards of the Coast l-au vândut pentru câteva serii, dacă nu mă înșel, după care au renunțat în a printa cărți Duel Masters și s-au axat pe Magic the Gathering. Ca și în Magic the Gathering, jucătorii Duel Masters invocă creaturi și fac vrăji folosind mana. Diferențele cheie includ faptul că toate creaturile și vrăjile pot acționa ca și producători de mana. Creaturile nu pot bloca creaturile atacate fără a avea capacitate de blocare și, mai mult, dueliștii au scuturi sub formă de cărți care ajung în mâna lor atunci când sunt distruse, spre deosebire de puncte de viață, cum e în Magic. Datorită popularității Duel Masters au fost produse și 4 jocuri video, 3 lansate pentru Game Boy Advance și celelalte pentru PS2, bazate pe joc, intitulate Duel Master Kaijudo Showdown, Duel Master Senpai Legend, Duel Masters Shadow of the Code pentru Game Boy și Duel Masters Cobalt pentru PlayStation 2. Și de aici, era Duel Masters în România a început prin anul 2006. Cartoon Network România au început să difuzeze acest anime și pot spune că a avut un succes răsunător. Dacă Yu-Gi-Oh! Era difuzat pe TVR și era dat doar o singură dată pe zi, Duel Masters, în schimb, a fost difuzat de 3 ori pe zi, făcându-l mult mai popular și mai accesibil pentru copiii din acea perioadă. Chiar dacă mai erau și alte animeuri, cum ar fi Pokémon sau Beyblade, Duel Masters a ajuns să fie atât de popular încât a fost unul dintre cele mai populare animeuri din România. Și după succesul mult dorit, au apărut pe piața din România și primele pachete de Duel Masters. Comparativ cu Yu-Gi-Oh, cărțile Duel Masters veneau în pachete mult mai mici, deci trebuia să-ți cumperi mai multe pachete. Dar după un timp puteai să-ți cumperi și pachete, cred că de 45 de cărți. Le găseai la toate tarabele. Deși a avut un succes destul de bun în România, în străinătate acesta nu s-a bucurat de succesul bine meritat. Iar după câteva sezoane, acesta a fost anulat, bineînțeles în America, și acest lucru a influențat și piața din Europa. Fiindcă, dacă un anime nu funcționează în America, de obicei acesta nu va funcționa nici în Europa. Deși, după părerea mea, jocul este foarte diferit, comparativ cu Yu-Gi-Oh, mecanicile sunt diferite, modul în care cărțile sunt sumonate. Eu spun că Duel Masters este unul dintre cele mai bune jocuri de cărți de pe piață, sau a fost unul dintre cele mai bune jocuri de pe piață, și îmi pare chiar rău că nu a reușit să rămână relevant, cel puțin în România și în restul lumii, bineînțeles. Spuneți și voi ce credeți că a omorât Duel Masters în România și în America, deși în Japonia, chiar și în acest moment, Duel Masters încă este popular, ba chiar are și un nou anime,
dacă nu mă înșel, lansat de ceva timp. Deci, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați, dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să cresc acest canal. Până data viitoare, salut!